doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. La Făgăraș, primăria a dat startul curățeniei de primăvară și a început cu malurile Oltului. Periferia este plină de resturile menajere aruncate de cetățenii certați cu regulile de colectare a deșeurilor. Zeci de saci de gunoi au fost umpluți de beneficiarii de ajutor social. Și la Beclean se lucrează de zor. În toate satele comunei se curăță rigolele, se decolmatează pârâurile și se toaletează copacii. De asemenea, primăria comunei se pregătește să planteze arbuști și flori pe domeniul public și îndeamnă pe cetățenii să contribuie activ la înfrumusețarea și curățenia localităților în care trăiesc. Organizația Municipală a PSD Făgăraș a finalizat prima etapă, cea de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. Conducerea centrală a PSD a anunțat la Parlament când va definitiva lista partidului la europarlamentare. Candidații vor fi prezentați joia viitoare într-o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD. Vrei ajutor social? Muncești! 300 de persoane din Făgăraș care primesc ajutor social și figurează în evidențele Direcției de Asistență Socială ca apte de muncă au strâns astăzi zeci de saci de gunoaie de pe malurile Oltului. Primăria Făgăraș a dat startul curățeniei de primăvară și acțiunea a început mai întâi la periferie. Avem în jur de 150 de dosare în reducere față de anul trecut, ținând cont că a început campania de primăvară și este foarte mult de lucru. Avem la muncă în jur de 300 de persoane pe străzi, sunt programați pe cartiere de către ADP. Activitățile decurg normal, mai ales că există nevoie de forță de muncă și de tot ce înseamnă curățenie și ordine în oraș. Cei care primesc lunar ajutorul social sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității. Nu sunt angajații firmei de salubritate, deși la fel ca ei strâng pungi, peturi și alte mizerii sau fac curățenie în jurul pubelelor. De fapt, nu sunt angajații nimănui și tocmai de aceea au ajuns în această situație. Sunt cei care primesc ajutor social și sunt apți de muncă. Municipalitatea îi scoate la lucru în oraș pentru ca aceștia să nu primească banii de ajutor chiar pe gratis. Asistații trebuie să lucreze și la spații verzi, să strângă cu mâna sau cu grebla gunoaiele și să le colecteze în saci. Acțiunile edilitar-gospodărești de primăvară au debutat și în comuna Beclean și aici primăria a declarat luna martie, luna curățeniei. Ca în fiecare primăvară și anul acesta a început curățenia de primăvară, bineînțeles, și se igienizează albile păraielor, șanțurile drumurilor. Am decolmatat cu utilajul propriu pe care l-am achiziționat din fonduri europene, cu fonduri proprii, diverse albi ale păraielor, cum vă spuneam, cu minuțioasa observația celor de la SEGA, Brașov, s-au făcut aceste lucruri. Chiar și ei, pe un tronson al pârâului Săvăstreni, care curge prin satul Beclean, au intervenit și au amenajat și au igienizat arborii care sunt limitrofi acestui curs de apă și împreună facem treabă bună. S-au toaletat arbori, arbuști, avem deja în plan și am demarat plantarea de arbuști, la fel mai completăm acolo unde ne-a rămas de anii trecuți. Avem niște sălci pletoase de completat, avem arbuști din acei care înfloresc, avem la Calbor, de exemplu, de plantat niște mesteceni. Încercăm să creăm așa cât un specific al fiecărei zone. Dacă ați observat, anii trecuți am plantat la Beclean niște tei și am denumit parcul de joacă Parcul Teilor.
la fel trandafiri, îi mai completăm pe cei care s-au uscat și vrem să se arate frumos, să fie curățenie și să arate bine comuna noastră. Administrația publică locală atrage atenția cetățenilor să contribuie activ la înfrumusețarea și curățenia localităților în care trăiesc. Îi rog pe cetățeni să nu mai arunce mizerile prin albile păraielor sau prin capetele de sat, pe canale, de asemenea să utilizeze coșurile de gunoi care sunt amplasate pe domeniul public, să păstreze curățenia și, de asemenea, în fața casei, conform legilor în vigoare, să-și măture la poartă, așa cum au făcut moșii, strămoșii noștri, să nu aștepte să le vină cineva să le măture în fața curții, pe domeniul public sau șanțul care e prin fața casei, să-l igienizeze de asemenea. Cetățenii, în conformitate cu legea, au obligația de a întreține porțiunea de teren ce aparține domeniului public din dreptul proprietății. Proprietarii imobilelor vor colecta resturile menajere și vegetale după programul stabilit de primărie împreună cu operatorul de salubritate. Organizația municipală a PSD Făgăraș a finalizat prima etapă, cea de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. În această după-masă am convocat o ședință a Biroului Permanent Municipal Făgăraș. Am avut un singur punct pe ordinea de zi și anume pregătirea în continuare a alegerilor europarlamentare. Prima etapă a fost cea de strângere de semnături pentru susținere, iar noi am finalizat această etapă, am trimis semnăturile la centru. Astăzi am avut ca subiect principal de discuție pregătirea campaniei electorale pentru europarlamentare. Am verificat un pic situația strângerii de semnături și am stabilit câteva linii principale pe care să pornim în campania electorală care ne așteaptă. Un semnal pozitiv de strângere de rânduri, mergem cu încredere înainte și sunt convins că Partidul Social Democrat se va organiza ca de obicei meticulos pentru acest eveniment care e important în viața politică română. Ordinea candidaților pe lista PSD la europarlamentare se va vota după ce toate regiunile își vor trimite propunerile la centru. Conducerea centrală a Partidului Social Democrat a stabilit la începutul acestei săptămâni la Parlament când va definitiva lista partidului la alegeri. Astfel, candidații vor fi prezentați și votați joia viitoare într-o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD.